Bine v-a reîntâlnit la un nou video dedicat reparării recondiționării unei chiuloase. Tractor U650, motor de 110. Aici avem o chiuloasă la care avem o problemă la bucșa de la injector. În afară curge permanent apă din sistemul de răcire. Avem un dispozitiv strunjit pentru a încerca să depresăm bucșa de la injector. Uite-o. Se vede că e și lovit aici. Acum, aici acum o strâns-o. M-o strâns la injectorul. Nu e nicio problemă. Deci, aici are inelele. Și interior. Interior avem inelele de etanșare. Da. Uite aici. Dacă inelul... Era o pușcă pe lângă el. Pușcă pe lângă el. Pușca apa pe lângă el afară. Undeva a introdus apă în cilindru și prin zona de jos. Uite că e afumat, vezi? Să fie curat. Unde presează în... Uite aici avem inelul. Inelul de etanșare. Acum pregătim pentru... Ții la buzunar. Montare. Avem bucșă nouă, inel nou de etanșare. Mă trebuie să le... Acum când înlocuim, spre exemplu aici lucrăm la bucșele de la injector, a apărut o surpriză. Nu putem presa bucșa nouă pentru că este, nu este parametric cu bucșa veche. În ce sens? Aici avem bucșa de intrare 12.7, 12.8. Aici avem 13.05. Mai avem una. Aici avem 12.09. Problema este aici, unde ne intră bucșa din partea cealaltă, unde se fixează în corpul umărul chiuloasă. Este făcut mai gros și trebuie să îl rectificăm puțin. Vreo 2 zecimi. Diferența e 1 zecime, 2. 12, 9, 6. Pe 7, 12, 8. Lungimea este, dorm un pic, șamfrenul trebuie puțin majorat pentru a intra în umărul din chiuloasă. Încercăm să vedem, luăm la strung, la șmirgăl, reducem din grosime. A fost necesar să o
luăm un pic cu smirgolul și la pilă, am mai redus din diametru, 12 și 8. Și 7, apropiat, să vedem dacă intră în, facem proba, uite, vezi? Acum, problema e că îl trebuie introdus pe partea de sus, dar ce-am vrut să spun, că am fost întrebat dacă poate schimba bucșul la injector fără să demontez chiulosa. Eu n-am putut, l-am încercat, dar problema e că dacă nu demontez chiulosa, bucșa e mai lungă. Partea unde iasă diuza la injector. Și diuza nu va mai ieși și trebuie tăiată. Bucșa trebuie tăiată la nivelul chiulosei. Acum am mai luat un pic șanfrenul pentru că nu era suficient pentru a se încadra în umărul din chiulosă, în partea de jos, pentru că acolo îi tanșează să nu curgă apa în cilindri. Lăsăm jos. Aici, în corpul chiuloasei, avem o degajare unde se fixează garnitura. Ungem bucșa cu vazelină pe exterior. El aici e mai subțire, aici e mai groasă bucșa, unde tanșează în garnitură. Și o vom presa cu un injector vechi. Ăla e la meu. Care e atâta? La meu ăla. Da. Avem un injector rău. Îl vom presa. E mare. Asta trebuie polizată la că nu iasă injectorul. Nu va ieși diuza unde trebuie și trebuie tăiată la nivelul chiulosei. La o piatră de... piatră de polizat. Lăsăm un pic. Am asta cu bucșa la injector.